voce extrem de puternică, ne-am adunat la o cauză comună, oameni de toate vârstele, oameni din toate cartierele orașului, pentru un singur scop, recuperarea patrimoniului orașului nostru. Pe lunga listă de patrimoniu recuperat se află și acest ștrand termal unde mă aflu. Supărat nevoie mare că s-a închis ștrandul pe care familia sa deținea ilegal, fiul fostului patron promite fostului primar Nicolae Robu campanie publică și susține din partea întregii camarile care a preluat acest ștrand. L-am recuperat după peste 10 ani de zile de procese, distrus, dărăpânat, plin de gunoaie. Asta după ce o firmă și-a permis vreme de 10 ani să ocupe ilegal o suprafață de peste 13.000 de metri pătrați, un bric cu târgului, pe malul Begăi, că doar unde altundeva, să nu plătească nimic, să se îmbogățească. Nu am dat niciun pas înapoi și a ajuns în sfârșit la evacuare după un proces de peste 10 ani. Datorează Timișoare peste 7 milioane de lei plus 31.000 de euro pentru fiecare lună de la sentință până la evacuare. Nu putem rezolva toate problemele orașului decât împreună, pentru că toți vrem să mergem în aceeași direcție, înainte, spre un viitor mai bun.